Bene, va bene, forse cosa sia, eh? Hai sentito quello? Buonasera, domino ci domino, dragi romanci, dragi romanci e romani, e ora non debba già fa una farata di eroce. In urma con 95 anni, se un fabbia c'è un mai deprezzidava la romanica del capoporto. La 1 decembre 1918, se infortunia mia mare prin revenire a Transilvaniei, Basarabiei și Bucovinei la România, un ideal pe care îl săvârșise Mihai Viteazul acum peste 400 de ani. E un moment astral al neamului românesc pe care nu putem să uităm pentru că este punctul de referință în veacuri al reunirii tuturor românilor în același stat. Am evocat zilele trecute un proiect de țară, o viziune. Am propus o reflexie și am anunțat un deziderat, unul care aparține președintelui României și cred că e împărtășit de cea mai mare parte a poporului român. Acela de a ne reîntâlni cu frații noștri din Republica Moldova, acela de a ne reuni ca popor. Tot atunci, condiționam realizarea acestui deziderat de timp, de voința poporului și de abilitatea, ingeniozitatea politicienilor. Nu este un ideal de realizat pe termen scurt, dar trebuie să ne-l asumăm și să-l afirmăm, dacă dorim, ca atunci, cândva, acest ideal să se realizeze. Trebuie să acceptăm că doar timpul poate aduce un asemenea deziderat la realizare, pentru că doar poporul de pe ambele maruri ale totului poate să hotărască. Folosesc acest prilej pentru a felicita în mod special autoritățile și pe cetățenii Republicii Moldova pentru succesul de a fi făcut un pas mare înainte în relațiile cu Uniunea Europeană. La Vilnius, acum două zile, am fost martor la parafarea acordului de asociere și a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător, două documente esențiale pentru materializarea perspectivei de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Sărbătoarea națională a tuturor românilor este cel mai bun moment pentru reînnoirea asigurărilor că România va susține în continuare împlinirea aspirațiilor de integrare europeană ale românilor de peste Prut. Celebrarea Zilei Naționale îmi dă prilejul să adresez românilor din țară, dar și românilor de pretutindeni, celor care își construiesc cu greu și migală viața, își susțin familiile și își fac datoria la locurile lor de muncă, milioanelor de oameni obișnuiți care fac viitorul acestei țări, dar și militarilor români aflați la datorie, felicitări și urări de sănătate, de prosperitate, cu ocazia sărbătorii noastre naționale. La mulți ani români, la mulți ani România! Permiteți-mi să-l rog pe domnul președinte al Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti, să ne spună câteva cuvinte cu ocazia Zilei Naționale a României.
Bună seara! Excelența voastră, domnule președinte, Traian Băsescu, domnilor senatori, deputați și miniștri, excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, onorată asistență. Felicit din toată inima România și pe toți românii din toată inima din partea Republicii Moldova cu ocazia Zilei Naționale. Îmi produce o mare bucurie să mă aflu la București cu această ocazie și mulțumesc președintelui Traian Băsescu pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Aici am simțit din plin spiritul Sărbătorii Naționale a României. La parada militară de astăzi, de la Arcul de Triunf, am simțit forța mentală și militară a României ca parte a Europei Unite. Acum câteva zile, la Vilnius, Republica Moldova a făcut un pas important pe calea integrării europene prin parafarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Dorința noastră este să avansăm cu fermitate pe această cale pe care s-au dezvoltat România și alte actuale țări membre ale spațiului comunitar. Sperăm să devenim cât mai curând partea spațiului european pentru a ne bucura și a împărtăși aceleași drepturi și valori democratice, economice și de circulație liberă. Domnul ambasador al statelor Uniunii Europene, vă mulțumesc pentru sprijin și pentru încrederea pe care v-au acordat țările mele în acest sens. Domnule președinte Traian Băsescu, subliniez încă o dată recunoștința pe care o are Republica Moldova față de România pentru dedicația și consecvența cu care ați predat cauza țării mele. Este evident că Republica Moldova aparține civilizației europene. Standardele comunitare sunt preluate și adaptate în mod natural de către instituțiile noastre și de către întreaga societate moldovenească. Republica Moldova este parte a culturii europene și, bineînțeles, a celei române. Stau mărturie în acest sens clasicii noștri comuni, Eminescu, Creangă, Alexandrie, Satoveanu și mulți alții. Vorbim aceeași limbă, avem aceeași simțire și am trăit aceeași istorie tumultoasă. Urez românilor de România și de pretutindeni să aibă putere de a privi cu încredere spre viitor, să aibă împlinirile la care visează și să păstreze spiritul pe care l-au preluat de la strămoși. La mulți ani România!